Asocierea cu Andreea Marin, dar mai ales a săturat ca lumea să-i spună că cea mai recentă piesă a ei îi este dedicată Zânei. Lavinia Pârva face tot posibilul să scape de acest stigmat și petrece ore în șir în studio să lanseze pe piață un nou single. Odată ce a devenit iubita lui Ștefan Bănică Junior, Lavinia Pârva a intrat mai abitir în vizorul presei tabloide. Nu e de mirare că piesa pe care a lansat-o în urmă cu ceva vreme a ridicat fel și fel de întrebări. Lavinia a fost acuzată că piesa Povești cu Zâne este dedicată în totalitate Andreei Marin, cu subînțeles, desigur. S-au făcut o felul de speculații și alte speculații și alte speculații. Întrebați-l pe el, în sfârșit! Mulțumesc frumos! El e de vin. Da, piesa a fost produsă în urmă cu vreo 3 ani. Be more positive, baby. Dar s-a nimerit perfect, piesa ei s-a potrivit perfect mănușă și pe voce și ca și mesaj Laviniei. Lavinia petrece acum multe ore în studio și pregătește o altă lansare. Toate orele lipsesc așa noastră. Aici dormiți, aici mâncați, aici de toate. Păi uite, după cum observ, avem și barul, domnul face și pe barmanul din când în când. Deci o apă plată, un vinuț, o piesă bună. Toate sunt perechea ta, nu pot să dea cineva. Sunt mai multe piese în lucru. Iarăși un subiect la care n-aș putea să-ți spun foarte multe lucruri, pentru că, la fel, e vorba de producătorii piesei care fac textul, acum încă nu este definitivat și vrem să vedem ce va ieși. De vieți personale, când mai aveți timp dacă ziceți că aici dormiți, mâncați? Văd că a venit prietenul, că te-ai întâlnit cu el, nu? Viitorul soț, acum am... Viitorul soț, doamne, ce mangă! Deja mai căsătorit. A venit să te ia acasă. Șoc, nu. Ca era să se căsătorești. Oh, nu mă gândesc la asta, mai. Lavinia vrea să scape de prima pagină, să exact. Nu, încă nu e. Nu e cazul. Auzi, Lavinia, tot pe prima pagină. Asta e viața. Asta e viața. Și pe tine nu vine să te ia? Mașina este afară, da. Mă așteaptă, e chiar în fața aici. Gândeam că vine Ștefan după tine. E parcată în față și numai cobor și am intrat în mașină. E în regulă, nu e nicio problemă. Și conduce bine, am văzut-o. Conduce foarte bine. Publicitate, ne revedem în câteva momente.